Emoții mari pentru elevii de clasa 8-a. Peste 160.000 de școlari au dat astăzi prima probă scrisă la limba și literatura română din evaluarea națională. Examenul vine după ce subiectele de la simulare i-au pus la grea încercare. Cam fiecare an au fost și incidente. În Maramureș s-a deschis dosar penal după ce subiectele au fost făcute publice chiar în timpul examenului. Colega noastră, Mădălina Iacob, are mai multe detalii. Mădălina, am găsit în urmă cu câteva minute, s-a scurs timpul de examen. Ce spun elevii? Cum a fost proba? Bună ziua! Elevii au avut de scris o caracterizare a personajului Tică a lui Constantin Chiriță din Cireșari, dar au avut de compus și o argumentare despre dacă sunt sau nu de acord de a-și petrece vacanțele alături de prieteni. Dacă aceste subiecte par destul de generoase pentru mulți dintre elevi, să știți că unii dintre ei s-au încurcat la partea de gramatică și lexic. Un exercițiu care le-a dat bătăi de cap, de exemplu, a fost pluralul cuvântului complex. Complex cu X, I sau K și I. Ori un alt cuvânt la forma de plural, câți I e nevoie pentru a forma pluralul unui cuvânt. Destul de dificil acest exercițiu, dar spun și profesorii și elevii că subiectul a fost unul per total mai generos decât cel de la simulare, dar și cel față, dacă îl comparăm cu cel de anul trecut, de la proba de limba și literatura română a evaluării naționale. Incidente, da, și în acest an o anchetă penală la Maramureș din cauza că un membru al Comisiei Naționale a publicat subiectele chiar de la ora 9:30, la jumătate de oră distanță față de momentul în care elevii au intrat în săli, deja subiectul a ajuns în spațiul public, la părinți și la noi jurnaliștii din toată țara mai departe. Până în acest moment avem și peste 7.000 de absenți și peste 15.000 de elevi care nu s-au înscris deloc la acest examen al evaluării naționale. Vorbim, bineînțeles, despre abandon, dar și despre elevi care sunt corigenți sau repetenți, ori olimpici sau elevi cu cerințe educaționale speciale. Urmează proba la matematică joi, iar rezultatele finale săptămâna viitoare. Le ținem pumnii tuturor! Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.